Salutare, acesta este al doilea meci cu abonatul AE Supreme. În primul m-a bătut, bineînțeles a jucat chiar foarte bine, mă așteptam să joace mai slab, dar nu vreau să găsesc scuze, a fost mai bun. Să dăm un GLHF. Și... Cred că facem și graveyard-ul. Am și uitat să-l fac erou. Mai facem încă un... Ca un zigurat. Ok, alegem heal-ul și mergem să facem creep rapid. Luăm un Rod of Necromancy și facem aici. Dăm în spate cu Arthras. La copaci ca să-i dăm direct. Așa e rapid. Control 1. Asta e când nu ești atent. Fugi. Tu înapoi la copaci. Să vedem unde ar avea el baza. Pare pe aici, pe undeva. Încă unul. Să vedem aici. Cred că are în partea cealaltă jos. Nu, aici cred că are. Facem un update aici. Hai că am văzut un păianjen. Ah,
Fugi, 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 fugi. Dar e chiar... are chiar mulți făcuți, să fiu sincer, nu? Tu rămâi aici. Dăm un upgrade. Tu treci înapoi la copaci. Că trebuie să vin înapoi și mi-a dat și upgrade. Trebuie să-mi fac și viața. Trebuie să facem și asta aici. Acum știe unde avem baza. Să dăm control 1. A fugit curând, mătii. Dăm update. Alegem masa de regenerare și facem și un să dăm lui Arthras. Hai să mergem și aici rapid. Vino și tu. Poate nu mă va ataca. God damn it. Unde am lăsat aia?
Vino aici, am spus. Ah. Fugi, 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 fugi. Să aici fac creep. Să dăm noi asta lui. Și să facem și un abomination. Și hai să luăm și una de asta. N-am treabă cu tine, tu la fel. Ok, hai să-l atacăm. Fiindcă dacă nu, face level și... Deja el și-a făcut deja și-a făcut hai să mergem aici. Vino și tu. My patience has ended. Let battle be joy. Research complete.
vinde mana asta. Luăm una de asta și una de asta. Și o dăm lui Arthas. Și noi un dragon și să dăm upgrade la asta. Alege Dacă-l și atacăm. Dăm una de asta lui. Și trebuie să-mi fac viață cumva. Cred că o să hai să-l atacăm că după devine prea puternic. Control 1. Asta. Atacăm și să mai facem încă un dragon. Alegem tot armura.
Fădor viață. Armura pe Arthras. Doi, veniți aici. Asta a fost mai interesant meci.